Colegiul Național din Nicu Golescu, clase încadrate în scenariu 28, inclusiv clasele terminale a 8 -a și a 12 -a. Colegiul Național Pedagogic Carol I, clase încadrate în scenariu preșcolar, primar 5, 8, 9, 12. Colegiul Tehnic Câmpulung, 11D, 12A, D, 12 D 13A, B, Seral. Colegiul Tehnic Câmpulung, 9A, B, C, 10A, 11. ABC, 9. ABC, profesional, jumătate de clasă, prezență fizică din două în două săptămâni. Colegiul tehnic Câmpulung, 10. A, B, C, D și profesional, instruire teoretică online, scenariul 3, instruire practică, agent economic, atelier, școală, scenariul 1. Colegiul tehnic Câmpulung, 11. ABC și profesional, instruire teoretică online, scenariul 3, instruire practică, agent economic, atelier, școală, scenariul 1. Colegiul Tehnic Câmpulung 10A Seral, 11A Seral, 12AB Seral, 1 Postlicial, 2 post liceal. Grădinița cu program prelungit Sfânta Marina Câmpulung, clase încadrate în scenariu 9, este necesară angajarea a două posturi de îngrijitor. Grădinița cu program prelungit numărul 1 din Câmpulung, clase încadrate în scenariu 2. Grădinița cu program prelungit Sfântul Nicolae, Câmpul Lung, 5 clase. Grădinița cu program normal numărul 7, Câmpul Lung, o clasă. Grădinița cu program numărul 8, Câmpul Lung, 2 clase. Grădinița cu program normal numărul 9, Câmpul Lung, 4 clase. Liceul cu program sportiv Câmpul Lung, 16 clase. Acest scenariu poate suferi modificări în funcție de situația pandemică. Liceul Tehnologic Auto Câmpul Lung, Liceu Zi Învățământ Profesional, clasele a 13-a Seral, Liceul Tehnologic Auto Câmpulung, clasele de seral a 9-a, 12 -a și a doua șansă. Număr mare de elevi per clasă, imposibilitatea asigurării distanțării fizice doar prin reorganizare în grupe. Risc epidemiologic crescut datorat locului de muncă. Lipsa infrastructurii pentru schimbul 2. Lipsa personalului nedidactic. Liceul teoretic Dan Barbilian, 16 clase, clasele 10A, 11B, 12A, 12B, 12C1, 12C2, prezență fizică, clasele 9A, 9B, 9C, 11D, 10B, 10C, 10D, 11A, 11C, 11D, hibrid. Școala de muzică Câmpulung, 8 clase. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu Câmpul Lung, pregătitoare ABC. Școala gimnazială Oprea Iorgulescu, din Câmpul Lung, 1 ABC, a doua ABC, 3 AB, 4 ABC, 5 ABC, 6 ABC, 7 ABC, 8 AB. Toate băncile sunt de două persoane, nu se poate asigura distanțare și până la montarea plexiglasului se merge alternativ. Grădinița cu program normal numărul 4, Câmpulung, grupa combinată, școala gimnazială C de Aricescu, 8 clase, școala Grădiște, 2 clase, școala gimnazială Nanu Mușcel, Câmpulung, 19 clase, în cazul în care primăria asigură despărțitoare din plexiglas, unitatea va funcționa în scenariul 1 cu toate cele 27 de clase. Școala gimnazială Teodor Aman, grupa mică mijlocie, grupa mijlocie mare, CP4, tradițional, CP4, step by step. Clasele numeroase se împart în două grupe pentru asigurarea normelor de distanțare impuse. Seminarul teologic Iustin Patriarhul, clasele a 9, a 10, a 11, a 12. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Nicolae Câmpulung, primar gimnazial profesional. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfântul Nicolae Câmpulung, grupe învățământ la domiciliu. Școala gimnazială Sfântul Iacob, toate grupele și clasele. Clubul Copiilor Câmpulung, șase clase.